este o mândrie, mama. Și sunt atât de bucuroasă că n-am avut băieți și ea fiind nepoțică, mi-a dăruit darul ăsta care n-am să-l uit până câte zile avea pe pământ. Pentru mine e cea mai frumoasă și fericită bunică sunt. Eu pot să spun că mă simt mândră și fericită și pentru mine copilul meu este totul. Suntem mândri cu toții de ea și nu o să uităm niciodată această zi. Jurământul este, așa cum s-a spus, adeziunea sacră, conștientă, responsabilă, prin care noi militarii punem datoria față de țară mai presus decât oricine și orice. Jur! Credință patriei mele România! Credință patriei mele România! Jur! Jur! Să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Pentru fiecare dintre noi, ziua de astăzi este unică. Jurământul roșit cu glas puternic este mai mult decât un simplu act formal. Este o declarație sinceră, făcută cu emoția asumării publice a unui angajament personal, care ne unește pe noi, cei din fața dumneavoastră, țara. Încă de mic îmi doream să ajung militar, ofițer și astăzi, prin legământul acesta, mi s-a îndeplinit dorința. Am avut emoții, nu mint, am avut emoții. Mă bucur că am reușit să le stăpânesc și să iasă totul așa cum a trebuit. Prietenă, ferișoară și a fost superb. Am vrut să fim alături de ea pentru că e o zi foarte importantă din viața ei. Am venit pentru nepotul nostru, eu sunt unchiul, deci noi suntem de Munții Apuseni și am venit să vedem cum depune jurământul militar. Un prim element în cariera lui militară. Festivitatea foarte bine organizată, au fost toate oficialitățile Sibiului, au fost reprezentanții tuturor armelor, din câte am văzut,